ajuns într-un magazin Husqvarna, aici într-un oraș din Franța. Nu știu exact unde mă aflu. Am văzut niște drujbe. De fapt, tot magazinul e plin de utilaje de la Husqvarna. Încerc să filmez așa mai discret, să zic. Nu știu dacă am voie, dar nu văd de cine aș avea. Niște modele de drujbe. Știu că, dacă nu mă înșel, ăsta e modelul pe care îl are Bobby, posibil. Nu mai mi-aduc aminte, mi se pare că avem un X aici. Ceva de genul ăsta. Și astea sunt mașini de tăiat beton, cred. ...545, nu prea le știu așa după putere. Uite, alea sunt, am uitat cum le zice, pentru curățat pomi. 562XP, 560XP, ceva de genul ăsta. 550XP, dacă nu mă înșel, asta e ce are Bobby. O știu așa după model. Uite, o chestie din asta mi-ar fi plăcut și mie, un T 525 sau un 500 T 540 XP, mai micuț așa pentru mine, pentru curățat pomi. Oricum eu nu prea am treabă foarte multă. Emondor, că mi-am adus aminte cum se cheamă utilajele astea de jos. Mașini de ascuțit lanțul, topoare, toate utilajele, multe, nici nu știu la ce folosesc, ca să fiu foarte sincer cu voi. Nu prea sunt eu cu astea de utilaje forestiere, să zic așa. Niște kituri pentru ascuțit lanțul, cu pilă. Ia să vedem astea de cât au pila, mi-ar trebui și mie unul. Uite, 3x8. 3x8, adică, da, 3x8, 3x25, pasul. Astea probabil sunt tot ceva pentru ascuțit lanțul, cred. Se montează pe lamă. Asta bănuiesc e un utilaj pentru desfăcut lanț, din câte îmi pot da eu seama. Drujbe, astea sunt de la Eco. O firmă tot a Husqvarnei, să zic așa. Uite, sunt freze pentru zăpadă, tractoare, utilaje pentru cosit, pentru arat, motocultoare, absolut orice, echipamente de protecție, mănuși, geci, pantaloni, absolut orice, toate Husqvarna. Nu știu dacă au prețul pe ele, de exemplu, o pereche din asta de mănuși este 27 de euro. Aici, mănuși Husqvarna. Ok. Deci, o geacă din asta e 120 de euro. Geacă Husqvarna. Cizme, bocanci, uite ce căști. Căști de protecție, antifoane, 30 de euro pereche de antifoane din astea Husqvarna. Astea sunt pentru gardul viu. Și aici sunt niște suflante din astea pentru frunze, și de mână și de umăr. Din păcate am luat celălalt telefon, asta filmează un picuț mai prost, dar cred că se vede ceva aici. Eco, uite, de exemplu, asta 125B, dar nu-i văd prețul. 525BX, 369 de euro, 390, 380,
mamă, astea sunt motocoase. Cu zvarna. Ia să vedem așa. 559 de euro cu zvarna 543 RS. Dacă reușesc să focalizez. Uite, standul de motocoase. Sela? E. A cumpărat cumnatul meu o drujbiță din asta pentru tăiat lemne pe curent 420L. O să-i facem acasă un clip să vedem cum funcționează. Model ca Makita, seamănă la model. Tânde. Magazin fermé. Ah, ok. Să duce să vadă. Să mai vadă și el unelte, una alta. Astea sunt motosape. Motosapă Honda. Destul de micuțe așa, uite, genul ăsta de motocultor, să zic. Ar fi potrivit pentru mine. Mai micuț, mai ușor de manipulat, nici nu prea aș avea eu ce să lucrez cu el, dar în cazul în care m-ar tenta vreodată. Așa. Mașini de tuns iarba. Uite și mai mici. Cu zvarna Honda, deci nu mai mărcile astea. Ok. Uite cât am mai. Sunt și niște scule pe acolo, dar îndepărtarea alea verzi. Tot felul de firme. Astea sunt mașini de tuns iarba, cum am zis, Honda. Marcă foarte bună. Astea galbene, să vedem ce marcă e asta, că nu știu, Club Cadet. Sincer, eu până acum n-am auzit de ele, dar fiind în magazin Husqvarna, bănesc că astea cred că e pentru spălat, aspirat, spălat străzi, ceva de genul ăsta. Uite, asta sigur e scarificator, da, și scrie scarificator electric Husqvarna, 230 de euro un scarificator din asta. Acolo sunt utilaje manuale. Arrive. Trebuie să ne grăbim, să mai mergem și în altă parte. Acolo sunt niște mașini din alea roboți automatici, nu mai știu nici să vorbesc, care taie singuri. Și cam asta e. Alte mașini, uite astea ce frumoase sunt, cu motorul așa acoperit, îmi plac foarte mult. Ok, cam atât din magazinul ăsta, dacă mai văd ceva, mai filmez și vă mai arăt. Așa că, până la următorul clip, vă doresc numai bine.